locul unde e fericită fata, unde linge înghețata și-a făcut cu armata, unde lasă vata. Ni la oi. Și nu înțeleg românește cățelușii, că le zic eu ni la oi, dar trebuie să le zic pe ungurească pe aici. Și dacă e luni, e Via Transilvanica, drumul care unește mai bine de 700 de kilometri pe care am parcurs pe jos prin minunata noastră țară. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru like, share și dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe pe canalul Smiley Traveler. Neața, dragilor! Aici am pus eu cortul la buza pădurii din câmpul cetății. Am dormit chiar bine și e o zi mare. De ce? Căci astăzi va fi prima zi de terasiculorum, în latină, pe românește, Ținutul Secuiesc. O să mai avem câteva zile de județul Mureș și apoi ne îndreptăm spre Harghita, o nouă regiune cu noi tradiții, noi culturi și ne recapătăm forțele cu un mic dejun. Pregătesc apa să fac niște ovăzi cu merele și mierea primită din toaca. Aștept sugestiile, comentariile voastre, sprijinul vostru, toate cele bune. Hai, o zi mare! Mersi, Ami, i-am mai lăsat niște ovăzi, niște cereale cu ciocolată. Hai să facem aici. Două mele, două pere. Ovăzul cere. Și miericică. Un borcanaj cu ursuleț. Așa, să fie din plin, că am și greu borcanul. Poftă! Dragilor, uite așa, mergând acompania de ciripitul păsărelelor, mi-am dat seama că nu v-am spus ce e mai important. Mai am 17 km până în locul unde e fericită fata, unde linge înghețata și-a făcut Nicu armata, unde lasă vata. O stațiune binecunoscută. Sunt niște lacuri, cel mai cunoscut este lacul Ursu, un lac sărat. Nu știu dacă o să apucăm să facem baie, că tot se anunță ploi și vremea. Încă nu e vara, domne, nu știu tot. A fost o iarnă lungă, primăvara a fost un fel de toamnă. Da, nu contează, noi mergem înainte pe Via Transilvanica, să vedem locuri frumoase, să întâlnim oameni minunați și tot așa, să auzim de bine! Tocmai de asta n-aveam eu chef, am văzut că scrie în ghid, nu e poduleț, râușorul ăsta trebuie trecut cu chișoarele goale, și znoroaie, după aia să te usuci, soare nu-i. Încă n-a venit vara, fraților. Dar ne descălțăm frumușel, luăm bocăncei în mână și traversă, nu avem ce face. Că pe pietre nu e, nu se pac. E rece! Tararai, Recișoară. Da, și unde ne uscăm noi acum? Unde mergem noi de scurs prin oraie? Nu cred să mai fi văzut vreodată o intersecție în pădure de vreo 5 drumuri. Deci am venit pe aici. 1, 2, 3, acolo mai sunt 2, 4, 5, 6 în stânga, 6. Băi, ce noroi, fraților! Aici aminte de a doua zi, sucerița la Tramoldoviță. Ia uitați!
oițe și ciobănii. Opa, ni la oi, ni la oi. Oi, oi, ni la oi, ni la oi. Ni la oi. Crești. Ni la oi. La oi, la oi, la oi. Zia. Mari frumoși câini. La oi, la oi, la oi. E că și-a nu înțeleg românește cățelușii, că le zic eu de la oi, dar trebuie să le zic pe ungurească pe aici. Că deja suntem prin ținutul secuilor. Notulai domne, am scăpat și de câini și mergem mai departe. Deja coborâm. Da, ce drept, traseul de azi e mai scurt și dat fiind faptul că sovata e orășel, nu știu cât o să găsesc eu loc să campez și cred că o să merg mai departe. Bă, noroaielor, bă, stricați voi frumusețile traseu. Da, face parte din aventură. Deja văd un gard. Asta înseamnă că ne apropiem de o localitate. Un sat. Marcajele sunt bine puse pe copaci, când e pădure, ai semne. În schimb, am văzut din nou stâlpii, opa, cu indicatoare, erau improvizate, au văzut pe la un moment dat și puse din nou, nu știu cine, ce se întâmplă, da. Și aici, doamna, ce ne spune? Îmi spune să rămân tot înainte. Degeaba am văzut eu gard de aici, căci indicatoarele ne bagă iar în pădure undeva. Trebuie să urcăm. Probabil o colină. Să tot cu chiar am un acoperiș și o casă în dreapta, dar ne facem stânga. Bine că indicatoarele astea sunt în regulă. Și acum tot mergem pe un drum forestier care chiar are indicatoare rutiere. Dar avem și noi borne, Borna Via Transilvanica. O altă domnișoară. Sărut mâinile. Înțeleg. Românește? Românește știi. Am prins numai. Da, dumneții. Da. Numai bine, numai bine. Și marcaș pe timp. Bună ziua. Aici în sat suntem întâmpinați de steagul Ținutului Secuiesc. Nu fă-l fă-e. Și lumea mă salută cu eu nu pot, eu nu pot. Adică bună ziua. Of, ce se vinde aici? Murături. Cred că vin de casă. Alune, nu, nuci. O nouă bornă. Un nou marcaj și indicator. Dar totodată un nou râu de traversat. Tot un pârâu râu, că e mai mare decât celălalt. Și nici nu știu dacă era trecut sau ăsta, despre el am citit în ghid. Ba, iar n-ar merge cumva ocolit.
Acum nu sunt în sandale, de data asta îl fentez, m-am uitat pe hartă dacă merg drept și fac stânga la un moment dat, dau tot de drum Via Transilvanica. Da? Cine vrea aventură? Să ia pe aici. Cu noroaie, cu asta, zic pas. E chiar și un păduleț aici, uitați. Să traversez acum? Ia. Măi șmecherașilor, măi ăștia cu ghidul. Ia uitați ce frumos. Am dat iar de drum. Tot paralel cu râul Meg, numai că prin iarbă, nu pe asfalt. Și nu sunt pe oficial pe traseu, traseu undeva mai la stânga, dar dacă o țin pe aici, o să dau de șosea, fac stânga și voi întâlni marcajul. Mai bine pe aici decât pe ciment. Cum se ia? M-am uitat pe hartă și de fapt am trecut de satul Căpeți și mergând așa pe strada Vânătorilor am ajuns cumva în, nu cred că ține de Sovata, dar ăsta e chiar râu Sovata și de la șoseaua principală intrăm în periferia Sovatei. Am mers repede azi, oricum mai avem până în centru. Mersi. Tot e puf din ăsta de la Salcâm, cred. Plopi. Tot fie vreo 5 km, o să mergem, cred că, pe șosea. Dar s-a mers bine. De ce mai urmează? Pârâul Sovata, deci e pârâul, nu râu. Și sunt pe drumul județean 153 care leagă Reghin, orașul Sovata, deci oraș, e, are statut de oraș. Strada lungă și da, aici e școala primară Săcădat, Săcădat. Uite că a ieșit și traseul în șosea lungă. Uite tu aici. Și va face la un moment dat, de fapt aici, la stânga. Însă tot drept o să o țin pentru că vreau să ajung la un supermarket să mai iau câte ceva. Că tot o să trec prin Sătuce până în Ordohie Iusecuiesc să mai am câte ceva. Se face stânga și mașinuța. Ce born avem. Un cactus abstract, o mână, două mâini, da, mă. Așa. Fapt, mâine trecem un Pride, da? Tot așa e o stațiune, nu cred că e oraș. Mai bine, cu ce mână nu-i minciună. Și de fapt, ce, să-mi cumpăr niște supe la plic și ceva ce să mănânc când n-o să care. Noaptea asta și pentru mine dimineața. Poate o zacuscă, niște paste, ceva. Nu orez. Vedem. Merge o pauză de plăcinta. În Sovata. Și acum mergem spre Sovata Băi, unde vom da și de centru de informare și promovare turistică să ne punem ștampiluța. Și acolo e chiar lângă la curs. Hai să vedem. Am dat și de un pitic bărbos. E un turn de observație turistic. Se urcă lumea și vede peste munți și văi și dealuri. Hai să urcăm. Să mai mergi. Ah, ce plăcut prin pădurice pe aici, înspre Băi. Mm-hmm.
Domnul ursu, nu vă spărați, lacul dumneavoastră pe aici? Mulțumesc, mulțumesc! Chiar scrie acolo la cursul Medveto. Deci to, cred că e lac în maghiară și de la Balaton. Și medved, ce interesant că medved în rusă, medved e urs. Interesant, interesant. Și la cursul. Din câte citisem eu, ar fi cel mai mare lac heliotermic din lume și mai are încă vreo două recorduri. Mă zic la cineva la angoși, mi s-a putut o poftă. Lumea se tot plimbă. Hai, de, e sâmbătă. Weekend, cât am mai centru. Mersi. Ia uitați, ia uitați. Ce miroase a usturoi, ce miroase a usturoi. Langoș, langoș de aici din Ținutul Secuiesc. Ia, 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 ia. Că se menționa și usturoi în nebunia. Păi, nu mai am decât să-mi iau ștampila, e chiar aici. Sunt în parcul Petrofi. Vis-a-vis centru de informare turistică. Eu știam pila și cam asta a fost cu sobata. Merg mai departe. La întâi. Mă bucur, e Angus. Ziua bună. Pentru ștampilă? Mă înțeles că-ți dai aici? Cum nu avea ștampilă? Că scrie în ghid că se dă ștampilă aici. Via Transilvanica. Păi... Pentru delegație. Ce delegație? Cu rucsacul vin delegație. Delegați-mă sunt. Ce delegație? Cum adică ce delegație? Persoane care sunt în tranzit și cer pentru delegație ștampilă. Veți... Doamne Dumnezeule mă. Să se vadă bine. Așa. Perfect. Mulțumesc mult. L-ați parcurs pe tot, pe partea de până, Suvat? Până acum, da, de la Putna am început. M-ai spus prin multe locuri. Da. Pe 34 am îndrăzut la asta. De la, de unde se începe? Până ieșim noi din stațiune, mai e. Trebuie să ajungem în următorul sat. Casa Campă. Și drumul trece chiar pe lângă Releu Sovata. O să am internetul aproape. Semnal bun. Dacă o să campez pe lângă el, printr-o poieniță pe undeva, vedem. Important e să am o sursă de apă lângă. Ce tare, a mers bine. Deja am intrat pe traseul de următoarea zi. Și vremea ține cu mine. Greierașii sunt aproape. Cri, cri, cri. Primăvară, gri. Nu credeam că tot de mine o să te ții cu ploi și noroaie. Și acum sper să vină căldurile alea cu văpaie. Nouri negri sunt deasupra mea, încă soarele rezistă. Curând cred că o să plouă, dar nu mi-am adus aminte. Vedeți, e și o bulină lângă T, care duce spre, am văzut un indicator, spre un schid. 14 cruse se numește, chiar am citit și în ghid. Și ar fi un loc nemaipomenit, nu? Să noptez. Orice schit ar trebui să aibă și apă. Să vedem. Haideți repede să băgăm marșcă. Ia uziți. Mai ai răbdare un pic, ploicică. Să ajung și eu, băi, ploicică, băi. Nu am o... Merem bala deal, bala vale. Oi, oi, oi. Acolo e senin, dar acolo nu prea. Ține de capela.
un schit, capela, dar nu-i mănăstire, bănesc că nu-i nimeni. Ah, fain, fain de tot. Și o bornă, chiar putem încheia aici vlogul de azi, superb. Sper că v-a plăcut, dacă da, să dați și un share la prieteni, toate cele bune. Aștept ziua următoare pe Via Transilvanica. Aștept subscribe-ul vostru și comentariile voastre.